ziua! Bună, bună ziua și la mulți ani! Bună ziua, bună ziua! Am și eu o listă aici frumosă, bifez și eu ca la școală, mă simt profesoară. Ce frumos cum suntem noi din toată țara, într-un singur loc. Mă bucur că sunteți fiecare dintre voi parte a acestei povești pe care noi o construim acum împreună și o poveste frumoasă și o experiență frumoasă pentru fiecare dintre voi, sunt sigură că va fi. Iar noi suntem cumva la dispoziția voastră să rezolvăm orice probleme apar în această perioadă până pe 5 martie și desigur cu câștigătorul și după 5 martie. Cu filmare într-un studio din televiziune, să vă concentrați pe piesă și nu pe vreun show, pentru că este o filmare foarte importantă care decide practic alegerea celor 20 de finaliști. Filmările vor fi puse pe YouTube și apoi jurizate de către juriu. După ce termină jurizarea juriu, deci pe data de 8 noi vom cere finalul de la juriu, atunci pe 9 și pe 10, conform regulamentului, până la ora 20, vor fi cele 5 piese salvate de public pe Facebook. Filmările vor fi în studioul 3, care este studioul emisiunii Câștigă România. Împreună cu noi este Ana, pe care deja a cunoscut-o, parcă l-am văzut și pe Cristi, a Catrinei. El este directorul nostru de comunicare. Ați cunosc deja coordonatorii echipelor, deci voi ați fost împărțiți în ordine alfabetică, așa pe grupuri de câte 10, în așa fel încât să puteți vorbi cu o singură persoană din partea echipelor noastre, și anume parte dintre voi cu Silvia Ionescu, parte dintre voi cu Codruța Prunariu, Dana Ilie sau Nicu Cosma. Aceștia sunt cei 4 coordonatori. Și deja ați luat legătura fiecare dintre voi cu ei și cu ei veți ține în continuare legătura. Echipa noastră de creație încearcă următorul lucru. Voi trebuie să înțelegeți că piesele sunt cam aceleași, deci din punct de vedere al telespectatorului, el vede aceleași piese. Și atunci, noi ne dorim ca spectacolul să crească cumva. Ăsta este motivul pentru care la filmări punem accent, dat fiind faptul că se și jurizează, și vă sfătuiesc să puneți și voi accent pe voce, pe interpretare, pe compoziție, pe piesă, pentru că aia se jurizează în online, da? La pe data de 12 februarie mai adăugăm niște elemente, iar pe data de 5 martie în finală se mai adaugă alte elemente. Adică cumva facem un crescendo acest show. Eu am o întrebare legată de sistemul ăsta de jurizare, exact, nu înțeleg. Mi se pare că se bat cap în cap jurizarea făcută pe Facebook cu cea făcută de juriu de specialitate. Se alege următoarea până când nu mai coincid. Deci pe Facebook noi pregătim un tabel cu cei 46, cu un răspuns cine credeți că, adică cine doriți să prezinte România la Eurovision. În urma acestor clicuri se face un tabel, primele 5 se clasează. Evident, deci va fi un clasament aceste similar cu cele de pe grupul Eurovision. Normal, evident că dacă aceste 5 coincid cu cele ale juriului, intră următoarele 5 sau intră a 6-a sau a 7-a, în așa fel încât să existe 20 fără să coincidă un vot. Am luat o firmă care va asista acest vot de pe Facebook, luni am întâlnirea cu ei și vom definitiva toate amănuntele în așa fel încât să fie un vot valid. Eu aș avea o întrebare. Sunt Eugenia. Da, Eugenia. Regizorul muzical cred că mi-a transmis o rugăminte de aceea de a-mi scoate vocile de pe refren. Da. Vocile care cântă la unison. Ideea este că refrenul meu este gândit în așa fel, adică eu am tras cu foarte mulți în studio, inclusiv cu copii, pentru o diversitate timbrală și pentru a construi un refren cât mai puternic. Această situație cu backing-ul pe negativ este nouă, apărută în regulament de anul trecut legată de pandemie și COVID, dar regulamentul spune clar că vocea solistului trebuie să fie live, deci pe negativ. Sunt voci de backing, nu ale solistului. Ce am înțeles eu în această dimineață de la Gabi Scârleț, da, colegul meu, este că sunt foarte mulți care vor veni cu backing-ul pe scenă la filmarea din 19, 20 sau 21 ca să nu se mai creeze acest lucru.
cum vei face tu, punctual pentru cazul tău, te rog să vorbești direct cu el. Sunt Alina. Alina. Ce ne puneți la dispoziție, dacă este doar microfon sau microfon și stativ? Eu nu am nevoie de foarte mult. Fiecare are la dispoziție 35 de minute și timp suficient, da, ca să faceți și niște probe, să vi se asigure tot ceea ce ați cerut prin ghid, prin coordonator. Mai am o singură întrebare legat de cele 35 de minute. În cele 35 de minute se întâmplă aceste repetiții, da? Audio, da. Și repetiția și filmarea. Se filmează și două ori. Asta vreau să întreb. Deci când se dă play după repetiții, se filmează în regim de live sau facem două variante? Nu, două variante în regim de live amândouă. Doresc mult succes, mă bucur că v-am văzut măcar și așa și aștept cu drag să ne vedem zilele viitoare în televizor. Ne vedem cu bine!